Inspirăm, ne relaxăm. Închidem ochii și aducem un zâmbet plăcut. Conștientizăm cum corpul nostru este cel care ne menține în viață. Conștientizăm respirația noastră. Ne bucurăm că facem această meditație croasant împreună și ne gândim acum la un croasant pe care o să-l mâncăm de dimineață. Și acest croasant, care este pregătit pentru micul dejun, are o călătorie. Pentru ca noi să putem să ne bucurăm de acest croasant, a fost nevoie ca cineva să se trezească devreme și să ia făină de foarte bună calitate, să ia un unt de foarte bună calitate, să-l frământe mai mult timp, să treacă printr-un anumit proces prin care este făcut, să încălzească cuptorul, să-l taie în forma potrivită, să-l modeleze, să-l pună la cuptor, să aibă temperatura potrivită, și apoi, exact în momentul în care este foarte bine pregătit, îl scoate din cuptor, îl pune în tavă, astfel încât noi, când ne pregătim pentru micul dejun, cineva deja s-a trezit foarte de dimineață ca să pregătească acest croissant. Și simțim mirosul, îi simțim aroma, simțim vanilie, poate și un pic de scorțișoară. Și acum, pe măsură ce începem să mușcăm din acest croissant, să ne bucurăm de el, ne gândim cu recunoștință la toate persoanele care au făcut posibil să avem acest croasant. Este brutarul. Sunt persoanele care au adus făina, care au transportat-o. Persoanele care au făcut cuptorul. Inginerii care au făcut tot procesul prin care poate fi reglată temperatura din cuptor. Toată știința care a făcut posibil să fie întreaga brutărie. Toți oamenii care au construit brutăria. Fiecare constructor care a ajutat inclusiv clădirea să fie construită. Și înainte de a fi brutăria, acel pământ pe care a fost ridicată brutăria a fost nevoie să fie disponibil pentru a fi construită acolo brutăria. Deci și persoana care a pus la dispoziție acest pământ a făcut o faptă bună. Și înainte de a primi făina, aceasta a fost parte din boabele de grâu. Și boabele de grâu au fost, de fapt, mai întâi semințe care au fost plantate, au fost îngrijite, pământul le-a îngrijit, le-a susținut, le-a ajutat să
aibă rădăcini puternice. Au fost oameni care le-au îngrijit până în momentul oportun când au fost gata să fie culese. A fost soarele, ploaia și întreg pământul a contribuit ca toate aceste boabe de grâu să ajungă la maturitate. Au fost oameni care le-au recoltat, le-au pus în saci, le-au transportat, le-au dus apoi la măcinat și de acolo a fost făcută făina, care a fost transportată către brutărie. Și untul care face parte din croissant a fost adus de la văcuțele care au dat lapte. Acestea au fost îngrijite. Laptele a fost luat. A fost tot procesul de separare a grăsimii din lapte și pur și simplu de extragerea untului. Și acum, pe măsură ce ne bucurăm de acest croissant, ne dăm seama că fiecare persoană care a contribuit ca noi să avem acest croissant a fost necesar să fie prezentă, să existe pe acest pământ, astfel încât noi să ne bucurăm de un croissant. Și poate înainte ne-am fi gândit că noi am avut bani să cumpărăm un croissant. Dar oare dacă aveam bani și nu existau toate aceste persoane și toate aceste etape care s-au întâmplat, am mai fi putut să cumpărăm acest croissant? Și astfel fiecare persoană are rolul ei și fiecare persoană contribuie ca noi să avem ceea ce ne dorim. Și la fel se întâmplă și atunci când obținem alte lucruri pe care ni le dorim. Datorită unei multitudini de fapte, mai multor persoane care contribuie, noi putem să avem ceea ce ne dorim. La fel se întâmplă și cu un ulei esențial, o plantă este crescută de cineva, apoi cineva o recoltează, cineva o distilează, cineva o pune în sticluță, apoi cineva o pune la dispoziție încât o putem avea. La fel se întâmplă și cu un curs pe care îl avem. Cineva mai întâi redă învățăturile, cineva le învață, cineva le pune la dispoziție și altor persoane. Este și internetul care ne conectează și ne face să primim informațiile. Și de fapt, cum primim noi aceste informații? Datorită faptului că și noi, la rândul nostru, am fost generoși și am oferit exact ceea ce avea nevoie altă persoană din jurul nostru. Și ori de câte ori primim ceva, putem să rămânem cu această conștientizare că ceea ce primim este de fapt ceea ce am dăruit. Și ne bucurăm de toate faptele noastre bune și rămânem cu această stare de bine și cu un zâmbet mare
Inspirăm. Zâmbim și treptat, treptat, deschidem ochii și revenim. Super! Să faceți meditația croissant cât mai des, astfel încât să amplificați toate faptele bune și să obțineți tot ceea ce vă doriți.